Conferința de presă astăzi pe tema recensământului populației și locuințelor de anul acesta. Subiectul a fost dezbătut de secretarul general al Institutului Național de Statistică, Romi Mihăescu, care a explicat în ce constă cele trei etape ale recensământului, dar și care sunt rezultatele autorecenzării. Astfel, la nivelul județului, peste 38% dintre mehedințeni au completat deja chestionarele. De asemenea, etapa autorecenzării s-a prelungit până pe data de 27 mai. Etapa autorecenzării din cadrul recensământului populației și locuințelor de anul acesta se apropie de final, astfel că prezent în Mehedinți a fost astăzi secretarul general al Institutului Național de Statistică, Romi Mihăescu, care a discutat despre rezultatele obținute până în prezent, atât la nivel național cât și la nivel județean, dar și despre ultima etapă a recensământului. Recensământul din acest an are câteva particularități cu totul și cu totul noi și prin care se diferențiază foarte clar de ceea ce a fost recensământul populației și a locuințelor în toată istoria României. Suntem la al 13-lea recensământ al populației, iar acest recensământ, vă spuneam, are câteva particularități cu totul deosebite. 1. Este primul recensământ al populației și al locuințelor care se desfășoară fără folosirea hârtiei. Este primul recensământ care se desfășoară în trei etape. O etapă de care n-am pomenit-o mai devreme, în care am avut acces la surse administrative de date. A debutat la 1 februarie și a ținut până pe 13 martie. Etapa autorecenzării online, care a debutat pe data de 14 martie și a ținut până pe data de 15 mai, dar datorită succesului deosebit avut în această perioadă și a fluxului foarte mare de participanți la etapa autorecenzării online, a fost prelungit până pe data de 27 mai și ultima etapă din 28 mai până la data de 17 iulie, când va avea loc recensământul față în față, recensământul clasic, dar și acesta tot online, tot digital, deci fără folosirea hârtiei. Până în acest moment, la nivel național, peste 50% dintre români au completat deja chestionarele online din cadrul autorecenzării. La nivelul județului Mehedinți, la același capitol, a fost înregistrat un procent de 38%. Recensământul propriu-zis a debutat pe data de 14 februarie, iar perioada de autorecenzare s-a prelungit până pe data de 27 mai. Decizia prelungirii termenului a fost luată în contextul în care, până la data de 1 mai, la nivel național, afluxul de chestionare completate per zi era de maximum 100.000, iar după data de 1 mai, numărul acestora a crescut simțitor, până la 500.000 per zi.